Bună seara, bine ne-am regăsit. Dilemele zilei și în această seară, percheziții în ultimele zile în județul Gorj, în mai multe localități, la instituții publice, la domiciliile unor persoane fizice, la anumite firme. Ei bine, mai mult de ochii lumii aceste acțiuni. De ce? Pentru că probatoriile în anumite cazuri au fost cam apă de ploaie. Spun asta pentru că solicitările procurorilor de arestare preventivă, cel puțin în cazul lotului de primari și administratori acuzați de fapte de corupție, acuzați că cereau și luau șpăgi din anumite contracte pe care le aprobau pentru o anumită firmă sau pentru anumite firme din județul Gorj, au fost refuzate de magistrați, cei care au analizat în cele din urmă aceste materiale. Ei bine, descinderea au avut loc și astăzi, nu doar în județul Gorj, în mai multe județe din țară. Din nou am văzut că descinderile s-au făcut în anumite zone în care existau suspiciuni, dar unde ne punem noi mari semne de întrebare că evaziunea era la nivelul pe care îl așteptau cei care caută marea evaziune fiscală și care au înființat chiar și instituții în acest sens. Ei bine, o să discutăm și despre aceste percheziții și acțiuni ale oamenilor legii, dar și despre anumite acțiuni pe care le-au făcut în ultimele 48 de ore șefii Spitalului Județean Gorj, acolo unde am văzut că s-au împărțit dulciuri la pacienții din secția de pediatrie, adică acelor micuți care sunt în suferință, au fost internați, ei au beneficiat de dulciuri care expiraseră de câteva zile, de o lună, unele dintre ele. Care este atitudinea conducerii, o să vedem în această seară. La dilemele zilei, domnul avocat Pantelimon Manta, mulțumesc mult pentru prezență. Sărmâna, bine v-am regăsit. Domnule Manta, vreau să începem cu acele percheziții sau cu percheziția. Și-au început și mesajele să curgă, întreabă lumea de ce nu vine DNA-ul în anumite zone, în anumite localități din județul Gorj. Poate că o să ajungă DNA-ul și în județul Gorj, că nu s-a obosit până acum să o facă. Au fost percheziții, am văzut niște oameni duși la audieri, reținuți, pentru care s-a cerut arestul preventiv. În cele din urmă, acest arest preventiv nu a fost încuviințat. Da, s-a dat control judiciar. Control judiciar este măsura pe care au luat-o magistrații de la Târgu Jiu. Ei bine, probatoriile până la urmă sunt cele analizate, pentru că în baza unor probe se iau niște măsuri, cum sunt cele de privare de libertate. În acest caz, părerea dumneavoastră este că s-au grăbit un pic anchetatorii sau s-a încercat să se facă din nou valuri, că au mai fost astfel de acuze, că se fac valuri pentru a se atrage atenția, pentru a se distrage atenția sau pentru imagine de cele mai multe ori? Nu, cred că nu se poate pune, să zic, punctul pe i într-o anumită direcție sau, dacă vreți, din toate câte le-ați enumerat, fiecare câte ceva. Este o realitate această luptă la toate nivelele și centrale și locale împotriva
actelor de corupție și evident că se încearcă pe toate căile și descoperirea vinovaților și măsuri preventive și așa mai departe. În cazul în speță, era un dosar de anul trecut deschis, din 2014, de evaziune fiscală. La două societăți care aparținuseră cândva lui Iordache, om de afaceri care a fost și primar în Turceni și care a transmis societățile respective unui cumnat pe nume Șandru. Și, sigur, cercetând mult actele de evaziune fiscală, vreo 2-3 luni de zile, prin organele de specialitate și finanțe, organele de cercetare, urmărie penală, poliție, parchet, au găsit și o agendă care avea anumite însemnări și care i-a determinat pe anchetator, mai precis pe cel care supraveghează activitatea de cercetare, urmărie penală, pe procuror, să îi cheme la audieri pe 10 primari și administratorul și contabil a firmei de care vă vorbeam și care a avut contracte în anul 2014 și 2015 cu mai multe primării din județ. Bun. Sigur că s-a plecat un pic, s-a acționat în forță. Ea a fost relativ bine pusă la punct, în sensul că la ora probabil între 6 și 7 dimineața au fost toate echipajele pregătite, așa încât la 8 au fost câte 4-5, un echipaj de 4-5 oameni s-au împărțit în două și care au mers și la primarii respective acasă și la primării, au făcut perchiziții, au ridicat documente, sume de bani și mai departe. După aceea a urmat un maraton cu audierile. E adevărat că acuzația era destul de gravă de luare de mită. Probele, în opinia parchetului, erau îndestulătoare, să zic așa. Judecătorul a apreciat că nu. Acum, ce se întâmplă? Eu aș face aici și un comentariu și ca jurist, dacă vreți, și ca om politic și ca om al urbei, al cetățean al urbei. Deci, dumneavoastră, luarea de mită trebuie să însemne nu numai primirea unor sume de bani, ci să fie coroborată cu, hai să zicem, cu înleznirea activității firmei de a obține un contract, o licitație, pe parcursul executării de a-l favoriza la recepție, de a-i da mai repede banii și așa mai departe. Adică trebuie să se facă o corelare între, să zicem, primirea unor sume de bani, care și aceea este destul de discutabilă vis-a-vis de problemele materiale concrete, dar mai ales, repet, trebuie legată această faptă materială de alte fapte care să dovedească implicarea edilului, a primarului în ce privește, repet, atribuirea, executarea, plata lucrărilor și așa mai departe. Ori, din păcate, reprezentantul acuzării nu s-a axat prea mult în această zonă ca să demonstreze, să zicem,
ceea ce a afirmat cu privire la pericolul social, cu privire la perseverența, să zicem, infracțională și așa mai departe. Cred că aici judecătorul a analizat la rece probatoriile, fără să, deși presiunea era destul de mare și oboseala și fizică și intelectuală era destul de mare, a avut, să zic așa, a găsit echilibru interior necesar să pronunțe, după părerea mea, o soluție relativ corectă și, ca să mă exprim așa, acceptabilă cam pentru toate părțile, adică un control judiciar care permite, să zicem, în continuare derularea unor activități specifice de către organele de cercetare și de urmărire penală și, în același timp, îi pune și pe edilii respectivi, pe primarii, în situația de a fi în continuare cercetați și în atenția organelor de specialitate. O să vedem cum o să decurgă de aici încolo aceste probatorii, cum o să ce o să urmeze, cum o să decurgă acest dosar, pentru că este în faza de cercetare, este doar o măsură cea care s-a solicitat, cea sigur, care știm bine, a fost respinsă. În timpul cercetării și urmăririi penale se poate dispune arestul preventiv, arestul la domiciliu, controlul judiciar sau cercetarea în stare de libertate. De aceea vă spun că a ales, cred eu, în mod înțelept și justificat o soluție ceva mai blândă. Ei, am văzut că și la nivel național sunt cereri de reținere, cereri de arestare, inclusiv în Parlament. Sigur, acolo sunt sume chiar uriașe față de ce aici cu 5.000, 10.000, 30.000 și mai departe. Acolo sunt într-adevăr sume uriașe și abia acum realizăm cum s-a putut jefui această țară și ne întrebam de ce nu sunt bani de investiții, nu sunt bani de salarii, de pensii. Iată că avem explicația, în parte cel puțin. Ei, am văzut că încă sunt parlamentari care sunt salvați de colegi. De ce? Pentru că doi dintre ei, sau pentru doi dintre ei, s-a supus votului cererea DNA-ului. Doar pentru Ioan Oltean a fost acceptat, da, de am văzut și eu și colegii parlamentari. Pentru celălalt parlamentar, nu. Încă sunt, iată, oameni care beneficiază așa de o protecție sporită. De ce credeți? Da, sigur, cauzele sunt mai multe. Eu cred că în principal de natură subiectivă. Poate, adică cine e mai plângăreț, da, 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 să convingă cine e și, mai mult mir, să știți că este și starea de emotivitate, de sentimentală. Așa a scăpat, să ne amintim, Șova, Vosganian. Ioan Oltean era un tip așa, mai cum zicem noi în popor, mai limbut, așa ușor agresiv verbal, cu un tupeu așa în viața publică și cred că nu era deloc agreat. Teodorescu parcă părea așa mai plângăreț, mai ușor nevinovat. Eu nu știu cât de dacă vreți părerea personală, este poate la fel de vinovat ca Ioan Oltean. Dar de aceea vă spuneam că intervin și anumite criterii de ordin subiectiv și lucrul ăsta chiar n-ar trebui să întâmple. Deci aici va trebui găsită o decizie, în primul rând politică,
pentru a nu se mai întâmpla astfel de, hai să zicem, subiectivisme care să fie la vedere sau și să sară în ochi. Dar credeți că se impune totuși o modificare a legii, pentru că avem în continuare oameni care, iată, scapă de aceste etape ale unui proces de care un cetățean simplu nu ar putea Bun. sări? Aici sunt două aspecte. Evident că trebuie modificată legea fundamentală, pentru că trebuie să o spunem deschis, printr-o lege specială, chiar și organică, nu se poate reglementa această situație și nu se poate elimina abuzul și subiectivismul. Deci, clar, va trebui să se purceadă la o modificare a legii fundamentale și cred că acest lucru se va întâmpla, evaluez eu, cam peste 2 ani de zile. Oricum nu se va întâmpla în anul electoral o modificare a Constituției, ci probabil după anul electoral, care presupune alegeri și locale și parlamentare în 2016, probabil în 2017, cam pe la sfârșitul anului, ne putem aștepta la o modificare a Constituției. Ea trebuie modificată uneori chiar radical. Sunt multe, foarte multe aspecte care care deranjează, dacă vreți, și bunul simț civic, ca să mă exprim așa mai direct și mai pe înțelesul oamenilor. Sunt multe aspecte și legate de viața politică și socială și economică și de viața publică, evident și sub aspect juridic, multe, de la instituția președintelui, raporturile sale cu Parlamentul și cu guvernul, de la până la urmă, chiar de la puterea judecătorească, că nu există o răspundere a magistratului, de la ceea ce se întâmplă acum cu Parlamentul, un mastodont, un uriaș cu picioare de lut, care nu-și face menirea esențială, aceea de a face legi, și așa am ajuns, aș zice, total împotriva unui stat de drept să se guverneze prin ordonanțe de urgență, adică și ordonanțe simple, adică face guvernul legi, mai pe înțelesul oamenilor, în loc să le facă parlamentul, și multe, 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 foarte multe altele. Eu cred că, având în vedere, dacă vreți, presiunea Europei, având în vedere opinia publică, strada și a mai departe, cred că și politicienii vor găsi, fie și sub presiunea, nu neapărat că așa ar dori sau că pleacă din interior, fie și sub presiunea acestor organisme din interior și din exterior, vor găsi suportul necesar să modifice în sensul arătat Constituția. Am văzut că și Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, adică cele două Mai forțe, da. mari partide, primele două partide politice din România, au anunțat anumite criterii în baza cărora se va face trierea sau alegerea viitorilor candidați pentru alegerile de anul viitor. Ei bine, la fiecare dintre aceste formațiuni au existat șovăieli. De ce? Pentru că și PNL-ul și PSD-ul are, inclusiv printre lideri, persoane care au probleme de acest gen, au probleme care ar împiedica aceste persoane să se regăsească pe listele de candidați. L-am ascultat astăzi pe domnul Florin Cârciumaru, președintele PSD Gorj și
primar al municipiului Târgu Jiu, spunând că pot exista și excepții. Adică ori sunt niște reguli clare și aplicabile tuturor, ori ele se aplică unora și de la ele pot fi exceptați alții pentru că sunt mai lideri. Da, este o realitate politică românească. Până acum, politica s-a făcut în jurul unei camarile care își crea în jurul ei anumite structuri care o sprijineau și care, la rândul ei, ajuta aceste structuri, evident, din oameni cu funcții, banii, peștieșuri și așa mai departe. Aceasta e realitatea politică românească. Spuneam însă că și sub presiunea opiniei publice și a justiției, care, iată, mai triază, și a organismele europene, volens clasa politică trebuie să se reformeze. Evident că nu, cum spune Cărciumaru, că pot exista și excepții. Băi, e o aberație să politică, dacă vreți și socială și etică, să spui că da, domnule, facem niște criterii, le adoptăm, dar pot exista și excepții. Nu. Dacă se vrea cu adevărat ca și clasa politică să performeze, sau aș zice, în primul rând, clasa politică trebuie să dea semnalul, repet, fie și sub presiunea exterioară clasei politice, chiar dacă vine din interiorul țării, din cauzele pe care le-am enumerat, trebuie, n-are încotro, n-are soluții, pentru că aici există un risc major și acest lucru trebuie să-l realizeze ei. O să ajungem la o radicalizare. Ce trebuie să ajungem ca musulmanii să își dea oamenii să se înconjoare cu explozibili, să iese în să omoare oameni și așa mai departe, de vedeți dumneavoastră nedreptățile, actele profunde de corupție, o funcționare proastă a instituțiilor, până și aceste diferențe uriașe de venituri determinate sau obținute pe căi ilicite și multe, multe altele, ne mulțumesc profund oamenii și există riscul unei radicalizări până la urmă. De ce spuneam? Există riscul ca oamenii să nu mai creadă într-un stat de drept. Aici e problema esențială pe care ei văd că nu o conștientizează nici politicienii la nivel central și cu atât mai puțin cei la nivel local. De aceea aici trebuie să fie un efort conjugat al mass mediei, al opiniei publice și din exterior, iată, și aportul pe care îl aduce justiția și ea cu presiune din exterior, pentru că știm bine că ne monitorizează constant de câțiva ani prin acele MCV-uri și așa mai departe. Nu există altă soluție. Sigur, eu nu sunt nici prea optimist, nici pesimist. Nici nu cred că peste noapte că aceste criterii vor îmbunătăți radical structura clasei politice și mai ales metehnele politicienilor, dar nici nu cred că se va merge tot așa într-un somn dulce ca până acum. O curățare cât de cât a clasei exact, politice ar exact, putea exact, aduce aceste criterii de integritate exact, dacă într-adevăr se vor ele aplica, vor fi aplicate așa cum le-au anunțat partidele politice, da, și aici dacă nu se vor accepta excepții de la ele, cum anunță domnul Cărciumaru. Aici PNL-ul a luat un pic fața
PSD-ului a ieșit cu ele înainte și eu cred că a fost un pas politic bine făcut, mai ales după ce s-a întâmplat în ultimele 2-3 luni de zile. Și PSD-ul, care întotdeauna a avut un joc de imagine bun, au oameni care trag sforile în spatele cortinei și imediat au ieșit și ei la rampă. Totul e să nu fie vorbă da, goală. Dar să știți că PNL-ul a anunțat primul aceste criterii, dar criteriile PSD-ului sunt un pic mai dure. Sunt mai dure, aveți dreptate. Chiar draconice. Aveți dreptate. Eu nu cred că le vor adopta așa cum le-au anunțat. La PSD, mai draconice, o persoană așa nu mai poate candida nici măcar în faza de cercetare dacă împotriva ei s-a început urmărirea penală. Să nu mai vorbim de acele persoane trimise în judecată, adică nu se mai ia în calcul nici măcar prezumția de vinovăție. De nevinovăție. Da, aveți dreptate, deci merg mult mai departe de, iată, principiul sfânt, da, principiul nevinovăției până când există o condamnare definitivă. Pentru că, până la urmă, în politică poți să pui astfel de condiții, că aici nu-i vorba de accesul la o funcție la care concurezi în administrație, în economie și așa mai departe. Nu, partidele politice pot să-și pună astfel de criterii. Dacă vreți să mă întrebați, și o spun sincer, eu nu cred că PSD-ul va adopta un astfel de proiect, de cod. Poate mai mult cu cât, iată, domnul Cârciumaru a și declarat că pot fi și excepții, sigur. S-a declarat, au existat astfel de ieșiri publice ale unor persoane care susțineau că Liviu Dragnea, actualul lider al PSD-ului, ia cam copto lui Victor Ponta, adică celui căruia i-a luat locul în partid. De ce? Pentru că foarte multe din acele criterii pe care încearcă să le impună PSD-ul îl vizează pe Victor Ponta. Nu numai lui Victor dacă Ponta, s-ar da. Gândi să mai candideze, da, lucru pe care l-a anunțat de altfel. A sesizat corect, dar nu numai lui Victor Ponta. Eu cred că a dat un semnal și pentru foștii politruci. Să ne amintim că PSD-ul sub umbrela lui Iliescu a construit o mișcare politică de proporții care a rezistat, iată, 25 de ani și a rezistat cu brio în viața politică și implicit în viața publică, pentru că osatura lui erau din foștii membri ai Partidului Comunist. La nivele mai mari, la nivele mai mici, sigur, aici mișcarea inteligentă a lui Iliescu a fost că a băgat eșaloanele 2 și 3 care la Partidul Comunist, care aveau oameni pregătiți, oameni care știau și politică, dar într-un fel erau și cu un statut, să zic, social și profesional, să zic, acceptabil deasupra mediei și așa mai departe. Ne vorbim de, hai să zicem, de faptul că fuseseră 4 milioane de membri de partid care aveau și ei părinți, aveau copii, aveau membri de familie care îi sprijineau și așa mai departe. E, din punctul ăsta de vedere, Dragnea a vrut să dea o lovitură și, hai să zicem, foștilor care erau legați de Partidul Comunist, nu neapărat lui Iliescu, că până la urmă Iliescu nu mai reprezintă decât un simbol în PSD, dar chiar și cei care erau în preajma lui și făcuseră parte din vechile structuri de conducere ale Partidului Comunist. Dar cu adevărat a sesizat și către Ponta este îndreptată
săgeata și cu plagiatura. Acum, eu am mai spus-o la postul dumneavoastră, nu asta îl va aduce sau îl va readuce pe cai mari pe Victor Ponta. Pe părerea mea, lucrurile sunt clare pentru Victor Ponta. Dacă va scăpa de dosarul penal, să zic în termeni rezonabili, se poate întoarce în viața politică chiar cu un ascendent. Dacă nu, lucrurile sunt clare, e terminat ca un politic. Chiar dacă scapă Victor Ponta de dosarul penal, rămâne o altă pată, aceea a plagiatului. Și este un alt criteriu pe care nu l-ar îndeplini candidatul Victor Ponta. Da, da, a sezat corect, e cu adresabilitate către el, poate și către Oprea, deși Oprea nu este în PSD, dar face jocurile, pentru că eu cred că un EPR-ul nu poate intra singur în Parlament, sunt chiar sigur de lucrul ăsta și va încerca să găsească o umbrelă în PSD-ul. Sigur, eu sper să nu-i mai păcălească ca în anii trecuți să obține aproape un sfert din parlamentarii pe care îi are și să nu mai aibă nici posibilitatea să aducă prin traseism politic. Așadar, e clar că s-a vrut o lovitură elegantă sau, hai să zicem așa, care nu, să nu pară frontală, directă și către Victor Ponta. Vedeți, e o, și aici se vede o mișcare și o încercare de, hai să zicem, de curățire a vechiului și de pătrundere a noului. Acum să vedem și acest nou ce reprezintă, ce face pentru popor, că până la urmă a devenit așa de răsuflată sintagma asta încât lumea nici nu mai crede. Adică totuși trebuie să avem și oameni politici care se gândesc și la ei, că nu se poate, că asta e viața peste tot în lume, nu sunt roboți, da? Dar măcar trebuie să gândească cât de cât și... Simț. Exact, exact. În limitele bunului simț să gândească și la ei, dar să gândească sunt și în afara și la cei pe care îi conduc. Ar trebui să existe totuși o barieră dincolo de care să nu treacă așa cu lejeritate acești oameni din pozițiile în care îi propulsează cetățeanul. Credeți că 2016 este acel început sau acea perioadă de la care partidele politice vor încerca să iasă cu mai mulți tineri, să propulseze mai mulți tineri, pentru că, bineînțeles, ei sunt și cei care ar îndeplini aceste criterii pe care singuri le-au înșirat pe niște liste și de care se împiedică foarte mulți dintre cei care ocupă acum poziții importante și funcții în partid. Da, sigur, lucrul ăsta se va întâmpla cu certitudine și sigur, nu cu, hai să zicem, cu intensitatea sau cu virulența cu care ar trebui să întâmple și pe care ne-am dorit-o și care ar fi de dorit pentru societatea românească. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu sunt nici foarte optimist, dar nici pesimist. Pe de altă parte, mai e un inconvenient major. Trebuie să recunoaștem că politicienii au ajuns așa de jos în imaginea opiniei publice, ca imagine vorbesc, încât sunt mulți oameni decenți, bine pregătiți profesional, moral, cu un statut moral și profesional foarte bun și care ezită să acceadă în viața politică. Sigur,
nici nu prea sunt agreați, sunt ținuți în general la mantinelă, dar și ei ezită să, să-și spună cuvântul, să iese la rampă și așa mai departe. Din acest punct de vedere, lucrurile se vor mișca înspre bine, dar încet. Târâși. În cât timp credeți că se va produce totuși o schimbare la nivel de politică în România? Aici nu poate fi dat un termen. El a început să se producă. El a început să se producă, v-am spus, sub presiunea organelor de justiție, a organismelor europene, a opiniei publice, a mass mediei, încet, încet, nevoit sau voit, fac pasul înapoi, uneori de ochii lumii, dar îl fac, alte ori îl fac chiar în mod real, deci începutul se poate observa, este vizibil. Ca durată, el este de lungă durată. Până la urmă, politicienii nu sunt nici mai buni, nici mai răi decât societatea care i-a creat și, repet, lucrurile aici se vor îmbunătăți. Aș zice că evoluează în bine, evoluția este clară, dar mai greu decât restul societății, pentru că aici, spuneam, există la, cam la toate partidele și cam la toate nivelele o camarilă politică care se protejează, se autoprotejează și care poate fi greu penetrată. Credeți că vor încerca liderii politici, cei de acum, să transforme niște membri de partid în politicieni de paie sau în marionete? Sigur că vor fi și astfel de încercări. O ruptură așa definitivă e greu de acceptat. Vor fi și aceste încercări din totdeauna. Mari conducători, ca să dea satisfacție maselor populare, începând de la romani care dădeau circ și pâine în Coloseum și lupte și mai departe. Evident că este o practică umană și mai ales o practică politică, dar, repet, vor fi nu numai de fațadă, vor trebui să facă și mișcări reale și vor trebui să aducă și tineri. Asta este o realitate. Da, luăm o scurtă pauză de publicitate pentru că este momentul și pentru un astfel de răgaz din considerente financiare și revenim cu discuția aici. O să vedem după pauza de publicitate și cum au ajuns niște dulciuri cu termenul de valabilitate expirat la pacienții copii, la minorii care sunt internați în secția de pediatrie a Spitalului Județean de la Târgu Jiu și care a fost reacția conducerii, cea care nu a aflat ce s-a întâmplat, deși a asistat la împărțirea dulciurilor, decât a doua zi.